găsit, prieteni, bine v-am găsit din Amoviș de Elită. Iată-ne la un nou material despre o partidă dezamăgitoare. Din păcate nu putem să mai vorbim despre victorii, vorbim numai despre înfrângeri. Situația noastră este nu cruntă, nu dezamăgitoare, este o situație fără ieșire în acest moment. Din ce în ce mai mulți membri ai grupurilor pe care le administrez din Amoviș de Elită și din Amoviș Semper Fidelis, așa cum bine știți, sunt dezamăgiți și încearcă să se exteriorizeze sau unii dintre ei încearcă chiar să părăsească această lume dinamovistă sau să se retragă pentru o perioadă, dar trebuie să recunoaștem cu toții că această atitudine nu este corectă, nu este una corectă. Întotdeauna când echipa este la greu trebuie să strângem aproape, nu neapărat să mergem să vedem meciurile, pentru că nu asta este esența noastră de a suporterilor. Și sau omenirea noastră principală, nu trebuie să mergem ca la teatru și să aplaudăm și să fie frumos sau nu știu ce. Echipa va trece prin momente, exact ca în viață, ca un om, ca știu, o entitate, trece prin anumite momente mai grele, mai ușoare, depinde de situația sau de momentele respective. Ca în orice viață a fiecăruia, ați văzut, viața are și suișuri și coborâșuri și cel mai bine trebuie să te strângi în jurul echipei tale favorite atunci când echipa este în dificultate. Dar ați văzut că se înțelege greșit această chemare. Pe mai multe grupuri se merge cu chemări de-astea propagandistice. Veniți lângă echipă, strângeți-vă lângă echipă, cu Dinamo, indiferent de rezultate. Tot felul de bălării de-astea comuniste care nu fac nimic bine, deci nu fac niciun bine echipei. Încămăresc starea asta de neîncredere și, eu știu, incapacitatea echipei Dinamo de a ieși din această situație. Atunci când te duci la meciuri ca un simplu spectator și aplauzi sau ce faci pe acolo, nu realizezi nimic decât să bagi venituri în buzunarul echipei și să arăți susținerea suporterilor față de acest brand, care brand, ați văzut, este într-o scădere vertiginoasă, dacă ați observat. Din câte am înțeles, o să discutăm despre mai multe aspecte astăzi, dar o să încep prima dată cu această partidă. Mi-a fost greu ca să scriu o analiză, pentru că eu întotdeauna procedez de genul discut despre o dezamăgire sau discut despre o neîmplinire sau discut despre un lucru negativ atunci când am făcut o analiză deja la rece și atunci când pot să gândesc destul de limpede și de lucid. Este de preferat ca și atitudinea unor membri a grupului Dinamoviști de Elită să fie elitistică, adică să vii și să spui anumite puncte de vedere, nu la cald, nu atunci când simți și dai fluul liber sentimentelor, ci atunci când ai încercat să gândești, să aprofundezi puțin subiectul, să vezi situația cam pe unde e, să-ți formezi un punct de vedere, să-ți culegi niște informații și atunci să vii să îți prezinți o părere lucidă, o părere lucidă. Foarte mulți aruncă cu noroi și încearcă să-și elimine frustrarea pe aceste grupuri. Acest lucru nu face decât să ne facă să avem o silă, să mai deschidem grupurile astea, să vedem anumite materiale sau să discutăm. Ceea ce eu atrag atenția la foarte mulți membri și asta, este că noi nu trebuie să venim ca niște roboți așa și să vedem meciurile și să nu știu ce, noi trebuie să fim alături de echipă prin criticile noastre constructive, prin ideile noastre, prin, eu știu, atitudinea noastră creativă, să spunem așa. Nu trebuie să mergem ca niște roboți, asta e, aplaudăm, așa face echipa, așa merge, atâta se poate, nu știu ce. Nu, trebuie să discutăm, nici să aruncăm cu noroi și nici să înjurăm în continuu și să ne descărcăm frustrarea pe jucători, pe diverse persoane, dar trebuie să înțelegem că în acest moment numai o mișcare de protest ne mai poate salva. Și pun punct acestui subiect, o să revin asupra lui în alt material, dar trebuie să înțelegem că numai uniți și numai printr-un protest real, un protest real și un protest anunțat și un protest care să aibă un efect mediatic, vom putea să realizăm ceva. Altfel nu vom realiza nimic, vom merge pe stadion, vom huidui, vom înjura și nu vom realiza absolut nimic. În ceea ce privește meciul acela, l-ați văzut, a fost un simulacru de meci. Sunt profund dezamăgit. Într-adevăr, echipa are o valoare, are anumită valoare, adică o valoare foarte slabă datorită transferurilor făcute de Goeie și normal că Urin acum a venit, Dușan Urin, antrenorul nou, antrenor ceh,
de 51 de ani nu putea să facă, să bată din palme și să transforme așa jucătorii deodată. Mai ales că a avut niște indisponibilități acolo, dar ceea ce m-a făcut pe mine să fiu dezgustat a fost faptul că s-a început și s-a început partida exact într-o formulă obișnuită. Deci într-o formulă din care a fost folosită în meciurile trecute și care nu a dat randament. Deci nu ai cum să bagi aceiași jucători pe același sistem de joc, aceleași posturi și ei să se transforme așa deodată și să joace și să câștige, da? Deci dacă au dezamăgit în meciurile trecute, clar că și acum vor dezamăgi. Deci asta era clar. Eu am semnalat acest lucru de la începutul partidei, dacă cine urmărește, am niște anumite postări, niște reacții care nu sunt așa de dorul Lelii, sunt puse pentru a puncta anumite momente ale partidei și de a ridica, de a scoate în evidență anumite aspecte care nu sunt la locul lor. Sau sunt la locul lor, sau eu știu, sunt într-un trend pozitiv. În ceea ce ne privește acum, Dușan Ilie m-a dezamăgit complet în felul de alcătuire a primului 11. M-a făcut să cred chiar că el acceptă chiar și primul 11 făcut de Prunea. Deci, fiind făcut un primul 11 exact ca Goie, n-ai cum să te gândești decât că Prunea l-a făcut, e clar. Și lui Goie la fel, probabil că e tot Prunea îl făcea. Deci s-au băgat aceiași jucători pe aceleași posturi și echipa nu avea decât să se exprime exact cum s-a exprimat în meciurile trecute. De altfel, ați văzut, partida s-a pierdut în prima repriză. Deci cam asta este o concluzie rapidă și o primă vedere, un prim punct de vedere vis-a-vis de antrenorul acesta cec, care, sincer, pentru mine deocamdată reprezintă o enigmă, dar sincer să vă spun, după prima partidă se poate scoate în evidență faptul că a știut să gestioneze momentele partidei și a avut reacție. S-a văzut o reacție în a doua repriză, a avut niște schimbări destul de bune, care au schimbat, nu extraordinar de puternic fața jocului, dar au schimbat puțin fața jocului și de acolo, într-adevăr, putem să zicem că avem ceva speranțe din punctul lui de vedere, adică dacă discutăm strict despre antrenor, putem să spunem că avem ceva speranțe. Nu este un antrenor depășit sau, eu știu, scos din circulație după atâta timp de stat afară pe Tușe. Deci, dacă se vorbea de jucătorii lui Rednic, au stat pe Tușe, că au făcut că nu știu, acum avem un antrenor care este adus de pe margine, un antrenor adus mai mult pentru a ne închide nouă gura și un antrenor care a acceptat tot ce i s-a propus. Doamne, asta ne dezamăgește complet. Ați văzut, în acest moment, pentru a discuta cu suporterii și a avea o reconciliere și o adunare în preajma echipei, trebuia să aibă loc o numire a unui antrenor care promova în primul rând tinerii, cunoștea tot ceea ce înseamnă Dinamo, era un dinamovist adevărat și care avea o valoare foarte mare, foarte bună. Dacă nu s-a mai dorit cu Rednic din cauza conflictului care existent, care a avut loc, părerea mea e că trebuia forțat pe Andone, dar ați văzut că Andone nu mai vrea să mai lucreze cu Negoiță și aici este o mare problemă. Nu mai vor foarte mulți dinamoviști care probabil că au pupat mâna lui Negoiță, de data asta nu mai vor să mai lucreze și să-și întineze numele colaborând cu el. Da? Ați văzut. Asta este o concluzie a mea vis-a-vis de numirea lui Urin. A fost pus așa să fie acolo, să vină un antrenor străin, să nu putem să spunem noi nimic și cam asta e, să ne se închidă gura. Vis-a-vis de el am văzut și comunicatul, am văzut mai comunicatele mai multor structuri dinamoviste. I s-a transmis lui Urin că nimeni nu are nimic împotriva lui și într-adevăr nici eu personal, ca și suportă, deci eu aici îmi prezint opinia mea, nu pot, încă n-am la pulsul grupurilor ca să-mi dau seama ce părere există în acest moment, sau ce părere au membrii grupurilor pe care eu le reprezint în legătură cu Urin, dar părerea mea personală și părerea câtorva prieteni de-ai mei cu care eu mă consult și cu care am discuții înainte de a face aceste materiale este că Urin are o anumită calitate ca și antrenor și nu este un antrenor de duzină, se vede clar asta. Dar se pare că îi se dictează anumite lucruri datorită faptului că el a venit încoace și i-a fost luat de pe stradă, cum să zice, adică a fost luat de acasă. El stătea acasă de un an jumate și nu avea niciun contract, nimic și a fost reactivat. El a acceptat imediat, ați văzut, provocarea, a venit încoace și nu este garantul că nu este garantul unui joc bun sau nu este garantul faptului că ne va scoate din această criză. Un antrenor care vroia să facă treabă și care într-adevăr
venea la Dinamo să controleze situația, făcea două, trei transferuri scurt acum, pe ultima 100 de metri, nu discuta. Mă scuzați că mă bâlbui, dar este o situație foarte, foarte cruntă și, într-adevăr, un antrenor care punea piciorul în prag și care punea anumite condiții, când venea la Dinamo spunea, băi, situația este crâncenă, deci nu am oameni, jucătorii se accidentează pe bandă rulantă, pregătirea fizică s-a făcut așa cum s-a făcut, întâi venea cu un preparator fizic de meserie care s-a apucat deja de treabă și în al doilea rând făcea două, trei transferuri cel puțin, deci un atacant trebuie neapărat adus, un atacant acolo, dacă, ca să nu spunem doi, da? Și mai avem nevoie la mijloc de întăriri puternice. În ce privește defensiva, fundași laterali trebuie scoși din circulație. Deci de Moura ala și cu Sin trebuie schimbați automat, rapid și trebuie să niște soluții. Deci eu am spus 2-3 transferuri, dar aici e vorba de vreo 5-6. Ca să poți să funcționeze așa cât de cât și să te salvezi de la retrogradare. După cum ați văzut anul trecut, am avut pe Reding la îndemână, dar acum nu se mai pune problema și nu mai avem altă variantă decât, vă spun sincer, și eu la asta aplicam, eu asta făceam, îl reactivam pe Mulțescu într-o clipită, nici nu stăteam la discuții. Îl luam pe Mulțescu și îi aprobam orice doleanțe. Vă spun eu că Mulțescu era și mai ieftin decât... Mulțescu, din câte știu, la negocierile trecute a cerut undeva pe la 8.000. 7-8.000 și s-a strâmbat din asta, adică mă refer la negocierile trecute atunci când a fost numit Bratu. Dacă vă reamintiți, în sezonul trecut, când a fost numit Bratu după demisia lui Miriuță, în sezonul trecut, acum două sezoane, practic, a fost dat afară Miriuță și a fost adus Bratu. Ei, atunci s-a negociat întâi cu Mulțescu. Ați văzut că, discutând strict la nivelul lui Mulțescu, el dă un credit mare tinerilor și a văzut dacă Craiova l-a vândut pe Screciu ăla, i s-a datorat lui Mulțescu care l-a forțat și l-a băgat acolo și în același timp a avut și niște rezultate destul de bune cu Craiova. A crescut și anumit jucători în lot, a vândut și a făcut treabă Mulțescu. Nouă ne trebuia Mulțescu acum, eu așa cred, adică era singurul la îndemână, dacă mă punea să aleg, alegeam imediat Mircea Rednic, clar, dacă nu se putea și nu asta, îl alegeam pe Andone care era la îndemână și trebuia să-i se dea mână liberă și pus acolo. Dar dacă nu s-a putut nici cu Andone și asta, măcar îl aleam pe Mulțescu care putea să conviețuiască cu Prunea. Deci Mulțescu putea să conviețuiască cu Prunea și avea o relație cât de cât acolo. Dar acum în situația asta, pentru a ajunge la o remaniere și la o soluție rapidă, trebuie dat afară Prunea de urgență și Bălănescu, numit acolo, reactivat David în ceea ce privește. Dar David, eu știu, a fost mai neutru așa cel puțin. Măcar nu și-a băgat coada în să facă rele pe acolo, să-i dea pe ăștia afară. Bălănescu ăsta a văzut ce face. Își bagă coada, îl dă pe ăla afară, patroane, dă-l pe ăla, fă-l pe ăla. Am înțeles că, eu știu, este totul a pornit de la o idee a lui Bălănescu cum că, și a lui Prunea, care i-au indus-o lui Negoiță, că Rednic ar dori ca să retrogradeze echipa pentru că scădea prețul și au cumpărat ieftin, ceva de genul ăsta. Este o bazaconie pe care, dacă eu zic, dacă a înghițit o Negoiță, este foarte grav. Dar Negoiță acum ar putea să trezească, să-și dea două palme acum și să-i dea repede afară pe dragii ăștia, să facă niște numiri, domne, să pună acolo, domne, un om de fotbal și să-și vadă de treabă. Cam asta ar trebui să facă. Urin poate să facă, poate să nu facă, valoarea are, s-a văzut, a făcut niște schimbări destul de istețe acolo, a reanimat puțin jocul cu ce a avut la dispoziție, pentru că nu a avut prea multe soluții, dar putem să fim și păcăliți de faptul că acum a revenit Nistor, iar Nistor schimbă clar fața echipei, ați văzut, a revenit Nistor, Nistor cu celelalte catastrofe nucleare le-a mai diminuat, i-a mai adunat în jurul lui și a făcut ceva. De altfel, și la Ramba, ați văzut cu golul ăla, Sorescu continuă să aibă evoluții destul de bune, a oferit asistul ăla, mi-a plăcut, ok. Per total, dacă stăm așa să facem o caracterizare și o concluzie, să facem o concluzie după acest meci, este o evoluție catastrofală care ne arată că avem un lot de divizia B, de Liga a doua. Clar, dacă ne-a bătut Chindia, avem un lot de Liga a doua. Nu avem nimic, nu avem atitudine, nu avem nimic, dar vă dați seama că sunt foarte multe absențe acolo și în lipsurile care avem în lot, ele se cunosc imediat. Nu există bani, deci este o criză foarte mare de bani și asta se vede. Jucătorii am înțeles că nu sunt plătiți, deși s-a discutat
și s-a tot marjat pe faptul că pe 11 iulie s-au plătit salariile și jucătorii sunt la zi. Ei bine, nu sunt la zi, eu am tras atenția atunci că li se va plăti doar o parte din datorii. Deci jucătorii erau atunci cu 2 luni jumate, aproape 3 neplătiți. Acum sunt cu 2 luni înainte. Deci credeți că s-a achitat un salariu și acum pe 2 luni ei nu sunt plătiți. Deci sunt mari probleme financiare. Pentru că nu mai este rednic acolo să dea bani din buzunar și să plătește salariile. Nu mai este rednic și acum vedeți că jucătorul joacă după cum îl plătești. Nu îl plătești, nu joacă și cu asta basta, că asta e regula de bază. Jucătorul joacă la ralanti, știe că și-a banii, nu se accidentează și la revedere. Ați văzut câte accidentări sunt în lot și asta de la TRX-urile de la HAT și pregătirea fizică care s-a făcut. Cam asta, asta este diferența între un antrenor cârpaci și un antrenor care vine după aia să repare. Nu știu Urin dacă va avea capacitatea să repare, deci asta nu mă îndoiesc. Dacă va face echipa după ce îi spune Prunea, nu va face nimic pentru că ați văzut ce s-a întâmplat. În primul 11 făcut de el, nu vreau să discut, să fac o analiză a jucătorilor și a cum au jucat ei, pentru că n-am niciun remarcat și n-am niciun, nicio catastrofă nucleară, toți au fost la fel de slabi. Eu știu, acolo un semn de întrebare, o primă evoluție dezamăgitoare a lui Klimavičius, care... cred eu că are dificultăți din cauza lui Demoura, care nu, el trebuie să-l sprijine mereu pe Demoura și e scos din joc. Eu asta cred. Am jucat și eu fotbal, știu cum e și am destul de multă experiență la nivelul, eu știu, alegerii fundașilor centrali, la nivelul defensivei, la modul de alcătuire a echipei, am destul de experiență așa ca și, să spunem, chibiț în ghilimele de fotbal. Nu mă spun un specialist, pentru că nu sunt specialist. Sunt un suporter care mi exprim și eu punctele de vedere, la fel ca toți. Cu un plus, pentru că am o anumită atracție, sunt atras așa de fenomenul ăsta de tehnico-tactic și am destulă cultură fotbalistică și de asemenea pot să zic că am un plus mic aici față de ceilalți suporteri. Nu mă dau vedete, dar pot spune că până acum am câștigat încrederea destul de multor dinamoviști care îmi urmăresc materialele și mă apreciază. Le mulțumesc și spun, le recomand să urmărească materialele mele, pentru că nu, niciodată nu voi face materialele pe bază sentimentală. Voi vorbi tot timpul la, chiar dacă să spunem am o afinitate, îmi plac anumiți jucători, ca fiecare om, dacă ei vor greși, nu îi voi ierta. Clar, nu contează că alea lui Redding sau că alea nu știu ce, voi fi destul de obiectiv în permanență. Sau măcar voi încerca. Prima Vicius, v-am spus, ne-a dezamăgit, a avut evoluție, a avut două scăpări la două goluri, a făcut penaltiul ăla la golul la lovitura de cap, golul 2. Se poate întâmpla oricui, dar v-am spus, faptul că el a evoluat mai nesigur și asta se poate să fie datorită colegilor de linie care nu se sincronizează și atunci te scoate din joc. Nu poți tu să joci, tu să ții tu apărare. Poți să-l aduci și pe Sergio Ramos, dacă l aduci și îl bagi în defensiva lui Dinamo acum, dacă joacă cu Demoura și cu Sin, n-are nicio șansă, pentru că dacă joacă aiurea și nu poți să joci în doi fundași, n-ai cum să joci. Și în plus, dacă e unul în plus care nu știe, și asta te scoate din clar din partidă, te scoate clar din ghete. Dom'le, ce putem spera acum, ce putem să discutăm despre viitor? Să se... facă bine jucătorii aceștia, să poată să joace, să fie tot lotul valid la îndemâna lui Urin și să vedem ce va putea să facă cu ei. Eu sincer mă așteptam acum la el să scoate niște tineri la rampă, să eu știu, să imprime un stil defensiv, să închidă puțin jocul, să facă ceva sau să joace ofensiv, ultra-ofensiv, scuze. Deci putea să facă ceva. Ați văzut când s-a ieșit la rampă, eu dacă, sincer, dacă mă întrebați pe mine, acum în momentul ăsta era chiar cu penuria de fotbaliști care avem, era bine să vină un Andone, doamne, făcea ceva, făcea, vedea el, ochiul de specialist, imediat punea un diagnostic asupra pacientului și transfera făcea două, trei transferuri, niște plombe acolo și rezolva problema. Deci eu spun că acum în situația în care suntem, dacă nu achiziționează cel puțin 3-4 jucători, nu reușește să scoată echipa din criza asta în care este. Nu reușim deloc. Cu ceea ce avem e catastrofă, ați văzut. Transferurile făcute de Goe, pe care eu le-am reclamat și mai mulți din grupul din Dinamo de Elită le-au subliniat și le-au atras atenția la momentul respectiv, e bine, astea cântăresc enorm de tare și acum nu mai avem o altă variantă rednic. Iar transferurile astea care ar trebui să se facă,
depinde niște reziliere ale unor contracte și i-ați văzut, ăștia au semnat beton acum contractele și nu ai cum să-i dai afară. De asemenea, sunt foarte bine plătiți. Unii jucători sunt foarte bine plătiți în comparație cu ceea ce poate să ofere. Deci eu semnalez clar, acum am văzut mai multe partide, sunt deja 6 etape scurse, de Moura ăla n-are ce să caute la noi în echipă, sunt nicio formă. Sin, de asemenea, nu este fundaș. Câteodată are evoluții de-astea herupiste așa și se agită el și face, dar ați văzut, cel puțin 3 goluri sunt sau 4 goluri sunt care de când s-au luat pe barba lui. În plus, nu se sincronizează acolo cu Ciobi, nu se sincronizează bine cu fundașul central pe zona respectivă și nici cu, nu sunt făcute perechile. Deci mijlocașul nu vine să închidă bine cu, să suplinească urcarea fundașului, sunt anumite chestii care nu se leagă, clar. Probabil că și sistemul ăsta de joc este aiurea, nu înțeleg băieții cum e cu 1-4-2-3-1 ăsta, lipsește și un lider din echipă, acum venind în Nistor probabil că o să se mai vadă mai altfel jocul, dar nu trebuie să sperăm să avem mari așteptări pentru că nu avem variante în atac acolo, deci dacă noi am avut nevoie ca să ne reanimeze jocul Popa, care Popa are anumită valoare, v-am spus că nu se dezminte, deci nu putem să sperăm că el s-a transformat deodată așa în calderase, deci are și alt jocuri și jocuri, are o atitudine puțin în creștere oarecum acum după golurile alea date, dar a zis, a dat 3 goluri și acum nu mai dă nimic, ca și catastrofat. Un atacant de bază dădea gol acolo, a avut o ocazie undeva în colțul scurs și am avut o ocazie în centrul careului, deci un atacant de rasă dădea gol și se termina povestea și obțineam un punct dintr-un, pentru că echipa mare așa joacă și când joacă prost obține puncte pentru că știe să speculeze ocaziile avute, dar a văzut cu jucători ca Popa n-ai cum să speculezi. Nu știu ce s-ar putea face, în atac este varză, la mijloc acolo nu avem soluții și nu știu ce s-ar putea face acum. Bănuiesc că atunci când se va putea miza pe închizătorii, pe Filip și pe Mârzliac, vom putea scăpa de catastrofa asta nucleară de răuță și atunci jocul la mijloc se va așeza. Va veni Nistor lângă ei acolo, Nistor în spatele vârfului și cei doi pe benzi, Sorescu cu Mihaiu, va fi o linie de mijloc decentă, foarte bătăioasă, așa zic eu. Defensiva vom avea probleme în continuare cu ei dacă nu schimbăm benzile. Deci dacă nu schimbăm benzile, în centru acolo avem variante bune cu Grigore și cu Ciubotariu și cu Klimavičius. Putem spune că avem niște fundași destul de buni. Dar ce ne facem cu benzile laterale? Benzile laterale sunt praf. Corbu a jucat pe stânga, poate fi o variantă pe dreapta. Deci vă dați seama, dacă apelăm la Corbu, spunem că Corbu e bun. Care e Corbu, atâta poate, știm, l-am văzut toate sezoane, vă dați seama la ce nivel sunt ăștia care i-a adus Goe. Numai bine, prieteni, ne vedem data viitoare, sperăm cu vești mai bune și atunci vom putea discuta mai pe larg. Doar din nou București este eminent asta.